Scene desprinse din filmele de acțiune pe o stradă din Botoșani. Mai mulți interlopi s-au luat la bătaie cu bâte și topoare din cauza unei șicanări în trafic. Îngroziți martorii au sunat de urgență la 112. Scandalagii s-au calmat abia când la fața locului au sosit trupele speciale. Trei dintre bătăuși au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital, iar restul i-au însoțit pe polițiști la secție pentru audieri. Numai puțin de 11 persoane s-au luat la bătaie pe o stradă din Botoșani. Interlopii au folosit un ciocan, toporiști, rângi, bâte și, bineînțeles, pumnii și picioarele. Potrivit presei locale, totul ar fi plecat de la o șicanare în trafic între două mașini. Din ele au coborât mai multe persoane, unele de etnie romă, iar în scurt timp s-au luat la bătaie. În timpul altercației, interlopii au lovit mai multe mașini și au înfipt un ciocan în ușa unui cabinet stomatologic. Au fost două grupuri, bășa din față, o grupă din spate și au început exact prin alte părți, bătaie cu rânci, cu topoare. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție și de jandarmi. Unii dintre bătăuși au încercat să scape, însă au fost prinși și aduși înapoi la locul scandalului. Era o parte fugit printre grupuri, nu știu, pe doi ori și prin jandarmi, alți doi care au fugit, nu știu, nu știți. Trei dintre bătăuși au fost duși la spital cu răni, restul au fost conduși la secția de poliție pentru audieri.